Ce faci, mă? Unde te duci? La munte. Vețe, plinim perioada asta, cred că când? În câte zile? Ia să te testez eu. În două zile facem... Cât? Zi! Trei! O să mergem și noi la munte să sărbătorim, mergem undeva frumos de tot, o să vedeți. Dar nu mergem oricum, mergem cu mașina noastră de lux. Pe care dacă n-ați văzut-o, trebuie să intrați pe vlogul trecut să vedeți și de ce am mașina asta, ce s-a întâmplat cu a mea și așa mai departe. Hai să ne cărăm acum cu toate astea. Am plecat la drum, primul drum lung cu nenorocirea asta de mașină. Bine, nu e nenorocire, chiar e mișto acum că am început să ne cunoaștem și noi mai bine. Doar că zici că merg cu schigetul, că cam plouă și cam patinează și apa, trebuie să am grijă mâncava și cura voastră. Mai mult de 140 nu prinde, dar nici nu avem nevoie de 140, să nu credeți că eu merg cu mai mult de 100. Nu există așa ceva. Din păcate o să ajungem când se întunecă, că ne-am aglomerat cu toate alea. Am vorbit cu Cesima, o să o las aici pe drum și mă duc eu la cazare. Acolo. Și vă rog să mă credeți, mi-e dor de mașina mea mai mult ca niciodată. Și mie, Doamne, nu mai pot. Bă, frate, unde am venit, mă? Ești nebun, la capul Narnia, aici ninge. Ești nebun, până acum a plouat și acum ninge. Pe mai ajungem cu mașinuța asta? Mamă, cât de tare e, îți dai seama cum o să fie acolo? Da. Viața mea, nu te supăra, te dai și tu trăiască mămica ta. Mă chinui de jumătate de oră să trec, mi-a și murit motorul, am băgat în greșeală la treia, că asta e manuală, mâncava și cura voastră și eu nu mă prea pricep. Te pop! Te pop! Vieții mea, mă simt un pic în pericol, că dacă mă împunge o din asta, Doamne ferește, am mai lovit o mașină, mâncava și cura voastră. Și să cam uită urât pe mine. Viața mea, stai acolo! Gata, am scăpat. E multe pericole, sper să ajungem totuși. Bă, frate, nu știu de voi, dar mie îmi plac drumurile astea la munte de mur. Uitați și voi ce peisaj este pe aici. Deci e nebunie. Nu se vede așa bine. Nu se vede așa bine pe cameră. Gen cum e el în viața reală și cum vedem noi, dar... Ia asta. Ia vezi acum. În fâlfâie ăsta în spate, m-am speriat, dar nu mai știu. Da? Tare rău de tot. Ce frumos. E tare rău, acum mi-e frig, dar nu mai pot. Am desigeam. Băi, am ajuns într-un final, păcat că plouă, dar bine, nu plouă, rău, picură un pic. Nu prea se vede cine știe ce de aici de afară. Dar vă filmez eu mâine dimineața, adică un pic mai târziu pe loc. Cam așa arată terasa, scaunele și tot. E tare rău de tot, pe aici fiți atenți înăuntru acum că intrăm. Hello! E cineva? Dar înainte să intrăm în costul, voiam să vă amintesc că se apropie Crăciunul și dacă vreți să-mi faceți și mie un cadou, să-mi dați și mie un subscribe, vieții mele, că sunteți o grămadă care n-ați dat, aș fi cel mai fericit și o să primiți tot ce vă doriți de Crăciun dacă faceți asta. Iată, ce faci, mă? Stați așa să intrăm. Era un pic frig când am ajuns pentru că nu erau astea pornite, dar acum e forță. Deci viețile mele, începem aici cu bucătăria. Avem Ia. Cuptor cu microunde, avem aparat de cafea, avem plită cu inducție, ne-a spus că avem aici veselă, oale, tigăi, Stai că eu nu cred că am filmat, nu știu, mă uitam în altă parte, admiram și eu pe aici. Uitați cum arată, frate, cât de tare e. Avem aici un frigider destul de încăpător care e gol că nu prea am. E mai mare decât frigiderul nostru de acasă. Asta, da, bine, da. Uite canapeaua asta cum e aici. Pare foarte confortabil, ia să văd. Îți place, mă? Da. Și avem aici view, practic, doar că acum plouă, din păcate, și nu prea se vede nimic. Dar mâine dimineață eu zic că o să fie vremea mai marfă, nu, iubire? Dacă nu, mai venim o dată când e vremea bună. Exact. Locația vieții se numește The Dome Brăza, e în Brăza din Brașov, nu Brăza, știți ce zic? Imediat o inspectăm în totalitate că noi am văzut-o doar din afară. Și ne-a plăcut din afară, însă aici trebuie să mergem. Ea e cam de vreo 6-10 persoane, nu știu exact cât, dar noi am venit amândoi, că e ziua noastră. Are, fiți atenți, da. Ia să vedem. Este ziua noastră și am luat-o doar noi, dar ea are capacitate de... Cât e, bebe? Deci primul dormitor, 2 persoane. Al doilea și unul sus. 2 persoane, încă unul sus, 6 persoane. Și dacă mai vreți să dormiți aici pe canapea. Deci 6 persoane în dormitoare și se presupune că dacă mai vreți așa, mai stați și pe canapea. Hai să vedem primul dormitor. E tare că are o formă circulară tot ăsta, că e gen dom. Este dom, cum ați bebe? Basiles? Geozilodozi. Zei, nu știu. Vezi, e ceva artă, ceva, dar nu știu ce e. Avem aici niște dulăpioare de haine și astea foarte mișto. Uitați cum arată ăsta aici. Mi se pare atât de cool. Ce mi se pare și mai mișto? O, ți se pare cool, americanco? Chiar e cool. Oh my god, cool. Ăsta e gen tot vibe-ul locului, uite de puțin. Hai să vedem al doilea, era să cad, să-mi rup gâtul pe aici, era să mă duc în Doamne, iartă-mă. Al doilea este asemănător. A, e la fel, bebe, e în oglindă. E în oglindă, gen. E tare rău tabloul ăla.
Nice. A, și uite, are de asta, mă, care îți place ție. Cum îi zice la asta? Arată logic, bine. Nu știu cum zice. Fiți atenți, baia. Să nu credeți că îmi cad pantalonii, că nu este așa. Nu îmi cad pantaloni, n-am 30 de chile. Ia vedeți, prima dată în dreapta. Ia vezi aici design, ești nebun. Ca să nu stai oricum. Să ai în caz că vrei să te filmezi în spa. Hai să o lăsăm așa. Uite, chiuveta din marmură e asta, nu? Foarte tare. O oglindă să vezi cât de rău îți stă părul. Asta în cazul meu. Dar a plouat, se scuză viețile mele. Uite dușul cum e. Stai că eu nu văd asta. Stați așa că trebuie să vi-l iau wide un pic. Stai un pic verde că nu știu cum să fac cu camera asta. Băi, vețe, nu știu cum să fac, m-am cucoțat pe asta ca să vă arăt cum se vede asta, dar... Arată bine, arată bine, nu știu cum să fac să-l prind pe tot. Dar e și mai chiar rău. Ce ai, mă? Mașină de spălat. Rufe, rufe, tu înțelegi? Păi și? Toate cazările au. Nu știu. Cred că e normal. Eu n-am mai văzut. Da, forță. Mă rog. Dă două umbraze aici, branded. Ăsta e ca să facă cald aici în baie. Marfă, bebe, hai la etaj, că e tare rău la etaj și nu l-am văzut încă. Nu mai vreau să pierdem. Vreau, uitați cum sunt scările. Hei, hei, hei. Ce faci? Tu vrei priva? Da, mi-e frică. Aoleu. Mamă, mă, capăt, stă-ți și un pic, e geală. Stai, ia-ți așa că am avut prima reacție. Wow. Wow. Ce faci, mă, zici că ești ăla din curaj, că e nefricos de Ustache ăla. Băi, viețile mele, e tare rău de tot. Și ia uite de aici la etaj cum vezi și stai așa. E biroul ăsta, să stai să-ți faci treaba. Wow. Gen, să fii părinte, să fii cu copiii la ziua Lufitu, gen. Și te pui aici și stai așa și vezi băștia cum se distrează jos acolo. Așa o văd. Eu așa o să fiu. Bebe. Eu așa o să fiu, vin după ei. Pe ce, cum adică? Testăm patul. Hai. Mamă, bebe, e tare rău aici. Este foarte mișto. Este foarte tare și uite cum deja e foarte cald, ce? Păi și aici, oare, putem să ne uităm pe geam? Da. Păi, bebe, nu văd nimic. Păi că a plouat și că e întuneric, da. Party. Gen, eu după ce supraveghez copiii, mă distrez și eu aici. Avem aspira. Aici avem aspirator și încă câteva chestii. Și aici, opa, prosoape. Mamă, cât loc! Wow, tare rău de tot. Și în partea aia e la fel? Nu, bebe, aici nu mai e. Ba da, e unul. BOOM! Știam asta. Știți cum am făcut? Băi, scuzați-mă dacă v-am speriat. Să-mi dați și mie un subscribe acolo, mie, totuși. Mie nu-mi mi-e ficerul, scuze. Hai să mâncăm că se rup de foame. Bă, stai că dai în asta. Bebe, ia uite-o, mă. Ia uite-o, mă. Bebe, bebe, stai. Gata, te rog. Bă, era să intre în poarta asta, mâncava și cura voastră. Bebe, obișnuiește-te, gata, fără, momentan. Momentan nu e voie, da? Bă, frate, pe lângă că e extrem de frig, suntem în mijlocul pustietății, nimic, am frică. Uite, deci acolo e cazarea noastră, gen. Și de jur împrejur e pădure sau efectiv câmp, gen. E nimic. E nimic. Bă, ulu, cred că am dat în astea. Uite, mai descurci, bebe, mașină cu schimbător. Fără cameră, nu prea, mi-e greu rău de tot. Păi am ajuns în făgăraș aici și ne-am făcut un nou prieten. Ce fac viața mea? Ce fac, mă, frumosule? Ce faci, te întinzi, un vagabond în care ești? Frumosule. Luăm acasă, bebe? Nu. De ce? Pentru că nu putem să avem grijă de el. Da, mă, da. Ce faci, mă, nu ne zici nou? Ii, uite-l. Lasă că ne vedem noi, pai, nu te mai întoarce la mine, să nu te mai văd. Să nu te mai văd, băi. A, ce faci, acum te întorci, a? Nu mai, viața mea, nu mai. Acum nu mai vreau eu. Nu mai vreau eu acum, na. Nu mai, te pup, papa. Hai să mâncăm că-s mort. Hai. Mamă, uitați cum arată asta aici, nebun. Că mi-am niște cotlete de berbecu, că n-am mai mâncat de mult și am văzut că erau descrise bine acolo în meniu. Și iubirea mea ca de fiecare dată și-a luat niște aripioare de pui. Nu mai pot. Le mănânc cu tot cu masa, mâncat pajura asta, s-a terminat. A, bună dimineața! Zici că începe mal vlog, așa mă simt. Acum e foarte cald, bate soarele aici, gen, dar e bine. Aseară era un pic frig aici, dar acolo sus unde am dormit era bine. Dar e prea frumos, mă, să ne plângem, ești nebun la cap. V-am promis că o să vă arăt ăsta, dar vă arăt mai târziu. Mi-e lenesis acum, abia m-am trezit vieța. Haide să mâncăm repede ceva și pe aia să ne jucăm, vrei? Da, haide. Ce ne jucăm? Ce vrei? Te-am lovit, mă? Păi tu ai dat tare, nu eu. Tu ai dat. Uite, acum că am ieșit, putem să vă arătăm cum e aici, frate. Uitați cum e ăsta din afară, e un fel de iglu.
Și aici avem ăla focul de care vă ziceam. Putem să ne vedem să zicem povești de groază. Doar că nu mai avem povești de groază, vițe ne jale. Cred că le-am zis pe toate. Te avem un ceaundă făcut aici, niște mâncare, niște ale. Facem s'mores. Vrește in Romania, în plis. Zele cu ciocolată și cu biscuiți la foc. Eu nu știu, mă, iubire, cu de-astea, dacă știi tu cum. Facem. Uitați cum arată asta. Foarte tare e. Tu ești tare rău. Tu ești tare rău. Tu ești. Hai să ne jucăm. Pregătită? Da. Te-am bătut rău, spune-le. Ei, da, ba nu-i adevărat. Ba, este ba, foarte adevărat. Adevărat. Tu nici măcar, adevărat. Tu nici măcar nu nimereai flutura și o dădeai așa pe lângă. Puiilor, v-am rugat să ne puneți niște întrebări pe Instagram, să răspundem la ele, să vedem ce vă mai întrebați voi față de noi, în afară de căsătorie și copil, că ăsta ne-ați rupt în capa și cura voastră. Sincer, m-ați disperat, nu mai pot. Puiilor, ca să încheiem din prima gen, legat de copil și de căsătorie. Știți că v-am mai zis eu despre lucrurile astea, că în viață nu e bine să grăbești nimic și să le așezi pe toate. Toate se întâmplă la momentul potrivit, când simțim și așa mai departe. Cu siguranță, cu ajutorul lui Dumnezeu o să vină și căsătoria și copilul, dar toate la timpul lor, vieții mele, da? Deci nu ne mai grăbiți, ne mai împingeți, ne mai dați la palme așa, hai Teo, hai Teo, hai când, hai când, hai nu știu ce. Da, și hai să vedem. Eu dacă mai aud odată întrebarea, ce si bebe când? Trebuie să vă și amintiți puțin că eu am 21 de ani, el are doar 24, nu e de parcă... Nu e bine să dai că doar, am doar 24, că pe mine la 25 de ani m-au făcut ai mei. La anul ar trebui să facem ceva, dacă e să ne luăm din anterioare. Dacă e să ne luăm din anterioare, copilul meu avea 2 ani jumate până acum. Deci vezi, nu e bine să dai hai, așa. Gata, nu mai Când faceți nuntă? Când plănuiți să aveți copii? Care e cel mai mare vis al vostru? Să avem familia noastră la căsuța noastră și să fim fericiți și să nu ducem lipsă de nimic, ăsta e cel mai frumos vis. Da. Să fiți voi alături de noi, că ăsta e cel mai, cum să zic, e cel mai împlinitor da, lucru. Da, da, corect. Aveți de gând să vă luați un animal de companie? Nu! Știu că eu am tot zis când eram încă la mei că o să ne mutăm și o să ne luăm un animal de companie. Eu eram și mai disperată după ei. Dar nu... Ne-a venit mintea la cap. Și ne-am dat seama că dacă luăm un animal de companie, acum nu putem să avem grijă de el. Și este cel mai urât lucru să iei un sufletel și să-ți bați joc de el, gen, dacă nu ai grijă de el. Da, adică cu siguranță ne-am bucurat exact. De el, dar n-am fi în stare să avem grijă și de el. Să oferim toată atenția și iubirea. Trebuie să fim în multe locuri, de multe ori și e puțin greu și cred că s-a schimbat soarele și trebuie să fac niște modificări la setări. De care parte o mâncați? De mere! Vegetal. Când decorați de Crăciun? Păi, puiilor, e posibil să n-avem mobilă de Crăciun. Dar încă. Facem brad. Dacă n-avem mobilă, facem da, brad. Cred că o să facem un short, că nu o să avem. Da, să zic că nu mai facem vlog, da. Gen. Dar o să se întâmple cât mai aproape de Crăciun, pentru că așteptăm până în ultimul moment să ne vină mobila. Noi tot o să sperăm. Dacă nu vine mobila, facem un brad și asta e anul ăsta fără decorațiune de Crăciun. Vă considerați vedete? Uite, e o întrebare mișto asta. În niciun caz. Nici eu nu mă consider. Sunt foarte fericit și norocos într-un fel că am o comunitate așa mare, exact. Dar nu sunt vedetă, nu mă consider vedetă, gen. De multe ori mă întâlnesc cu voi, gen, și îmi ziceți, mamă, nu vine să cred că stau de vorbă cu tine. Și eu mereu le zic, bă, frate, sunt și eu om ca și tine, nu sunt cu nimic mai presus decât tine. De ce spui lucrurile astea, gen? Cât de des vă certați? De vreo 3 ori pe zi ne batem, ne... Dăm picioare în gură, din cap. Haide. Bă, nu, dar cam o dată pe lună avem și noi una mică. E, cum să zic, o discuție în care ne exprimăm nemulțumirile. Exact. Și după aia luăm niște decizii de cum să fim fericiți în continuare. Comunicăm, pe scurt. Da. E un lucru pe care, din punctul meu de vedere, toată lumea ar trebui să-l facă, gen. Da. Că e normal. Nu am răspuns vreodată la întrebarea asta, dacă am înșelat vreodată? Nu știu, nu mai țin minte. Da, până ăla, cu întrebări genante. Când faceți cadouri scumpe vreți ieftine de Crăciun. Sper să reușim. Lângă bradul ăla. Lângă, cu o cârjeală aia de brad. Cum putem să-i spunem unei fete că ne place de ea dacă ne e rușine sau frică că ne dă reject? Eu înțeleg perfect cum te simți, dar îți spun acum din propria experiență că decât să trăiești cu dubiu că dacă te duceai atunci și ziceai da ce ar fi fost și nu știu ce, să nu-ți mai fie frică și să nu-ți mai fie rușine, te duci și asta e viața. Fizic. În viață primim refuzuri, în viață se întâmplă ceea ce ne dorim, dar nu mereu, înțelegi? Deci capul sus, du-te, spune-i, vezi ce se întâmplă. Atâta tot. Deci să stai după aia, bă, dacă e fată drăguță, te refuză frumos. Da. A fost dragoste la prima vedere?
dragoste? Băi, la mine la prima vedere a fost, la ea n-a fost la prima vedere. Ba da. Ba nu. Minte ca un ba nu. Bebe! Deci când ne-am văzut prima dată a fost la petrecerea aia, da? Da? Și eu da, te-am văzut. Prima dată, de fapt, am văzut pe Instagram și atunci a fost, am zis, mamă, eu uit-o pe asta. Noi ne-am întâlnit prima dată fizic, la o petrecere, unde eu eram gen cu alți prieteni și el a venit cu alți prieteni de-ai lui să... Și am făcut cunoștință. Și am făcut cunoștință cu toată lumea, doar că eu eram într-un mediu pe care nu-l cunoșteam. Eram la o petrecere într-un oraș în care abia am ajuns, cunoșteam o singură persoană și eram da, și trebuia doar să mă vezi. Eram foarte anxioasă. Nu am văzut pe nimeni și nimic din seara aia, adică nu m-a interesat. Am făcut cunoștință așa, doar să fac. Mergea legată la ochi să juca bă, nu, bă, foarte serios, gen, nu am fost atentă la nimic, pentru că eram super anxioasă și nu mi-ardea de chestii. Deci la tine n-a fost la prima vedere. Eu nu, nici nu te-am văzut bine atunci. Nici nu cred că m-am uitat la fața voastră. Da, după aia ne-am văzut în alt club, după că aia... noi eram petrecăreți atunci, eram pe club. După aia când te-am văzut în club prima dată, a fost dragoste la prima vedere pentru mine, pentru că atunci nu te-am văzut, nu se pune. Viețile mele, în concluzie, am împlinit și 3 ani. Îți dai seama că au trecut 3 ani de zile? Tu ai fi zis că o să, după 3 ani... Da, mă! Eu n-aș fi zis. Ceea ce ne-am spus după 3 ani fără cuvinte este că, dincolo de bune sau rele, bucuria de a fi împreună spune tot într-o relație. Cam asta e ce am realizat noi după acești ani și ceea ce vă dorim și vouă. Puiilor, mulțumim din suflet că sunteți alături de noi, frate, și mulțumim atât celor care au fost de la început cu noi, cât și celor care s-au alăturat de-a lungul drumului, să zic așa, și sperăm că o să fiți în continuare alături de noi și că o să vă aducem bucurie în suflete și câte un zâmbețel pe buze, că asta e dorința noastră. Voi iubim mult de tot și ne vedem la următorul live stream, următorul vlog, următoarele postări pe Instagram, să ne dați un follow acolo și pe TikTok mă pune iubirea mea să dansez. Am dansat, să vedeți. Vă pup și vă iubi. Pupi!